Aceste mașini de lux versus acest tocător extrem de mare în GTA 5. În episodul de astăzi vom supune la test mult mai multe mașini. Nu uitați să dați un like și un subscribe să facem peste 100 de like-uri la acest video. Deci salutare băieți și fete și bine v-am regăsit la un nou videoclip de pe canal băieți. În episodul de astăzi o să testăm aceste mașini în acest tocător gigantic în GTA 5. Băieți și fete, nu uitați să rămâneți până la final ca să vedeți care mașină o să reziste cel mai mult. Avem aici o groază de mașini, încă asta nu sunt toate, mai avem de adus câteva, dar nu contează. Prima mașină pe care o să încercăm va fi mașina aceasta, un S-Class, bă, băieților. Hai să dăm drumul, băieți, să vedem dacă mașina asta reușește să treacă. Bine, să treacă, gen, să vedem dacă cât de tare se distruge. Oh my god, uitați un pic, deja e făcută praf. Da, ok, nu văd nimica. Uitați cum se de first person. Da, what? Ok, bă, da, nu mă trece și pe mine prin tocător. Hai, mamă, face praf, băieți. What? Uitați cum a ajuns această mașină, băieți și fete. Încă merge bine, nu prea mai. Băieți, uitați cum a ajuns acest S-Class, băieți. Uai de viața mea. Deci sunt curios cum va fi la Urus și la toate astea. Ok, bă, băieți și fete, următoarea mașină vreau să fie acest Lamborghini Urus, băieți și fete. Mamă, sunt curios dacă acesta se face chiar atât de praf cum s-a făcut S-Class-ul. Efectiv, sunt curios. Hai să-i dau. Jap. I-am dat. What? Hai mă. A stricat tocătorul, nu mai vrea. M-am dus greșit, cred? Ba nu, nu m-am dus greșit. A, pe ăsta l-a aruncat de direct. Bă, uitați cum a ajuns acest Lamborghini Urus. Uitați un pic. Băi, real cum le... Bă, cum le face pe toate. Băieți, voi vedeți cum arată. What? Ok. Bă, și dacă tot suntem aici, hai să ne distrăm. Astea sunt puse de la această, de la acest tocător, acest tractor. Hai să vedem dacă se descurcă sau nu. Putem să dăm ăsta în jos sau în sus. Dă un pic cu boost, că până ajunge acolo se termină episodul. Mamă! Dacă tot mai avem aici niște mașini, o să încercăm și aceste mașini super super tari. Înțeleg de ce se spuneți mai mult. Ok, hai să dăm drumul și ne ducem. Mamă! Bă, what, uitați cum se face. A luat foc, cred că o să explodeze. Cred că explodează, băieți. Băieți, cred că explodează. E clar, băieți. Cred că este rip mașina aceasta. Nu pot să cred. Băi, cred că se strică de... Da, a luat foc, nu mai... Bă, nu se strică asta. O să plec de aici. O să mă duc din nou așa în sus, în jos. Dar vreau să trec prin tocător, bă, dar nu trece. Băieți, acum avem o mașină probabil foarte, foarte scumpă. Uitați cum arată și efectiv pe asta o să o spunem la test. Această bijuterie care are oglinzile prin interior. Uitați un pic că le vezi acolo. Uitați cum arată acest volan totul. O să testăm această mașină acum. Să sperăm că o să se facă mai puțin praf că... Na. Mamă. What? Ok. Bă, era să mă dea afară. Hai, ia mă. Ia cum s-a făcut, sunt curios cum s-a făcut. Haide. Bă, nu trece prin tocător, bă, ce se întâmplă? Mă face praf. Cum se de în interior, ia. Ok, și... Bă, băi, și fete, va apare mașina asta chiar, nu s-a făcut chiar atât de praf. Adică, bine, e praf, că uite ce face. Mamă, cum fac drifter, băieți. Mamă, ce drifter face. Mamă, asta da mașina, băieți. S-a uitat că, bă, uite ce face. Băieți, vreau să testez neapărat această Tesla Model X 2016. Uitați cât de frumoasă e acest model de mașină. Dacă nu știți, e și mașina lui Zbâr. Din realitate, doar ca lui 2017. Ok, haideți să vedem. Și... Aolo. O băgăm cât mai adânc aici. Mamă, cum se face Tesla-ul. A, m-a aruncat înapoi sus. Te pup. M-am dus direct acolo. Mamă, ce se întâmplă? Uai, leu, uitați cum o face. Ok. Am trecut prin tocător sau? Am trecut, băieți. Bă, cât de bine a rezistat Tesla. Chiar dacă nu mai merge absolut deloc pentru că i-a băgat roțile în caroserie. Bă, da, a rezistat gen... Uite, are bot de Lamborghini acum. Uitați cum are botul ăsta sexy. Ok, deci Tesla a trecut
cu brio, băieți și fete. Ok, băieți, următoarea mașină este această... Acest, auzi la mine, acest Ferrari Roma din 2022, sau nu știu ce model e. Da, e un pic caroserie așa zburată și nu se de prin interior, că trebuie să o tunez. Da, nu contează, hai să dăm aici și să vedem dacă trece. Oleu, mamă, direct m-am dus. Este mașina lui Bogdan de la Ploiești, dacă m-a aruncat înapoi, voi observați? Da, încă merge sau? Ma, stați un pic, băieți. O să facem un test. O să facem un test șmecher, fiți atenți. 3, 2, 1 și... Wow, uitați cum se vede de aici. M-am, am pus-o fix acolo. Ok, m-am, uitați cum se vede, ce se vede în interior. Hai mă, nu mă treci prin ăla. Mamă, ce-i face? Uitați cum a, bă, cum a ajuns acest Ferrari Roma, bă! Uitați-vă un pic! Lol, deci, da, what? Aceasta nu prea a trecut așa cum trebuie. E, da, nu uitați să scrieți respect dacă ați ajuns până la momentul ăsta la videoclip. Bă, mereu am fost curios să vedem cum se descurcă un Nissan GT-R într-un tocător, desigur. Haideți să o punem la fel cum am pus-o și pe aia, că mi se pare mult, mult mai tare. O punem, fiți atenți de aici și cum pică. Uau, uau, leu! Ok, ce se întâmplă, ce se întâmplă, ce se întâmplă, ce se întâmplă și... Bă, încă pornește, dar e făcută praf, uitați cum arată. Mai merge o roată doar. Bă, nu, merg câte roți. Trei roți mai merg de la ea, băieți. Alea din față pun frână, da. Aia zic. Ok, băieți, următoarea mașină este mașina mea preferată din real life. Este un Mercedes GT63S AMG. Ok, haideți să vedem, uitați cât de frumos interiorul ăsta. O să-mi pară rău. No! What? Să vedem dacă ar rezista cât de cât. Ah, ok, momentan aici nici nu ating astea. Trebuie să o punem cum trebuie, mă, că n-am picat cum trebuie. Așa, hai. Mamă, cu... Mamă, oaleu. Bă, ce face? Cum se de interior? Mamă. Băieți, eu nu înțeleg nimic. Uitați un pic ce-i face. Bă, nu înțeleg nimic, bă. S-a blocat, ești nebun. Nu vrea să treacă sau care-i treaba? Bă, a trecut. Bă, merge. Gen, de, merge. Uitați cât de praf s-a făcut, bă, ce, bă, mi-e milă de Mercedes ăsta. Deci mai merg două roți, alea din spate. Dacă îi fac eu așa. Băieți, următoarea mașină este o Honda Type R, Civic, oh, Honda Civic Type R. Uitați cât de frumoasă e mașina asta, gen arată bine rău de tot. Cu volan în șans, dar nu contează, hai să încercăm și... Mamă, și asta cred că o să treacă greu, care fundul ăla mare. Hai mă, frate, că vreau să mă pun cum trebuie, dar nu merge. Gata, m-am pus cum trebuie. Mamă, prin tocător acum, băieți. Oaleu. Bă, mașina asta nu s-a stricat deloc, lol. Deci, Honda Type-R-ul merge perfect, n-are nicio treabă. Bă, băieți și fete, cam atât cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, un share, un subscribe și nu uitați să dați neapărat și un share la prietenii voștri să vadă acest videoclip. Și nu uitați să scrieți și un comentariu cu respect dacă ați ajuns până la final, ca să ne bage YouTube-ul în recomandate, să vadă cât mai multă lume clipul. Deci eu v-am pupat, papa, direct în pușcărie.